Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Astăzi vorbim despre un drum ciudat pe care a mers un anume Helmut Simon pentru a ajunge la Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, scrie Un fruntaș a întrebat pe Isus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Gândește-te la drumul ciudat pe care a mers Helmut Simon pentru a-l găsi pe Dumnezeu. Neavând prea multă educație, Helmut și-a câștigat traiul lucrând într-o fabrică de pantofi, apoi într-o bibliotecă publică din Nürnberg. În concedii evada. Când își permiteau, el și soția sa, Erika, petreceau verile în Alpi. În anul 1991, familia Simon a făcut o excursie pe jos prin Alpi. După ce au ajuns la destinație, au luat-o pe o scurtătură printr-un câmp de zăpadă. Acolo el a văzut ceva acoperit de noroi care părea să fie gunoi. S-a uitat mai atent și a strigat: Este un om! Ulterior s-a constatat că bărbatul, care se odihnea acolo de peste 5.000 de ani, era cea mai veche mumie umană păstrată natural. Antropologii l-au numit Oeții, după valea Oeții în care a fost găsit. După o perioadă de timp, Helmut și soția lui au realizat că mâna lui Dumnezeu a fost cea care i-a condus înspre acea descoperire. El a început să frecventeze un studiu biblic și a îmbrățișat credința în Isus Hristos. Acum am devenit un ucenic al lui Hristos, spune el. Întrebările cu care s-au confruntat Helmut și soția lui, în timp ce priveau rămășițele sfrijite ale cuiva care a trăit înainte de Avram, sunt aceleași cu care ne confruntăm și noi astăzi. Care este scopul vieții? Ce se întâmplă cu mine după ce mor? Răspunsurile la aceste întrebări îi urmăresc și astăzi pe mulți, iar căutarea răspunsurilor te conduce doar la Dumnezeu care ne-a creat și la cuvântul lui, Biblia, singura carte care ne clarifică aceste întrebări. Pentru Helmut Simon a fost un mod ciudat de a ajunge la cruce. Nu este de mirare că Duhul Sfânt este cunoscut ca un căutător neobosit care ne urmărește și ne conduce la Dumnezeu. Găseșteți refugiul și puterea în Hristos.